întrebarea pe care o auzim mereu ce interesam este, după mine, o întrebare bună, prost pusă. Există întrebări bune, însă prost puse. De-al minteri, ce interesam este traducerea în românește a lui What's in it for me, pentru că interes vine de la inter și esse, da? Ce este implicat, ce este acolo pentru mine sau pentru noi. Într-adevăr, e o întrebare pe care o auzim mereu pentru a justifica neimplicarea, pasivitatea, treaba făcută de mântuială, pentru că, nu-i așa, ce interes am ca angajat să-mi fac bine treaba sau să meargă bine compania la care lucrez? Ce interes am ca angajator, ca angajații să fie satisfăcuți? Ce interes am ca politician să-mi respect promisiunile? Nu? Ce interes am ca guvernant să fie guvernații în stare bună? Ce interes am ca cetățean ca guvernanții să fie onești și pricepuți? Da, și răspunsul cel mai adesea, n-am niciun interes. Ce interes am ca profesor, ca elevii să învețe ceva? Elevii și ei sunt neinteresați, dezinteresați, spun, nu văd nimic interesant în ce spune profesorii. Ce interes are muncitorul să-și facă treaba ca lumea? Ce interes are agricultorul să cultive produse sănătoase? Și tot așa, da, nimănui nu-i pasă de nimeni și nu-i de mirare că lucrurile în general merg prost pentru toată lumea. Este o descriere, cred, destul de fidelă a modului în care funcționează societatea românească și, mă rog, spre consolarea noastră, nu numai societatea românească, e bine să vezi că și la alții lucrurile sunt la fel, dar există o parabolă clasică în literatura franceză și în filozofia europeană, și anume faimoasa parabolă a troglodiților din scrisorile persane ale lui Montesquieu. Și este o parabolă care exact asta descrie. O societate în care nimănui nu-i pasă de celălalt, ci fiecare răspunde la întrebarea ce interes am, n-am niciun interes. Da? Mă gândesc numai la persoana mea și atunci, sigur, această întrebare, care, repet, e o întrebare foarte bună, este pusă prost și duce la concluzii dezastroase pentru ansamblu societății și, evident, și pentru fiecare în parte. Și vă invit să reflectăm la sensurile cuvintelor pe care le folosim. Interes, beneficiu, dar când pun întrebarea ce interes am, e ce beneficiu am, și profit. Da? De ce să nu punem și întrebarea legată de cuvântul profit? Da? Sunt trei cuvinte și vă invit să reflectăm puțin asupra sensurilor acestor cuvinte și vom vedea de ce întrebarea este bună, dar pusă prost și cum poate fi pusă bine. Cum vă spuneam, interese înseamnă că sunt acolo, da? E ceva acolo pentru mine. Interesul, dacă ne gândim la etimologia latină a cuvântului, are mai degrabă de a face cu a fi decât cu a avea. Descrie o anumită atitudine a mea de a găsi interes în altceva. Cel mai adesea oamenii care nu sunt interesați de ceva, nu sunt interesați nu pentru că acel ceva nu e interesant, ci pentru că ei nu sunt în stare să găsească un interes în acel lucru. Da? În literatură, în vizitarea de muzee, în concerte, în tot felul de lucruri, nu găsesc interes pentru că nu fac efortul de a găsi ce este pentru ei acolo. What's in it for them, ce este interese, ce e acolo pentru ei. E o vorbă de optică, așa cum spune foarte bine Epictet în manualul devenit faimos și în zilele noastre, da, e în continuare un bestseller filozofic. Depinde foarte mult cum privim noi lucrurile, nu doar cum sunt lucrurile, ci felul cum noi le privim determină satisfacția noastră. Profit vine de la pro și facere. Înseamnă că faci ceva și iese ceva din ce faci. Iar beneficiu tot vine de la facere. Înseamnă a face bine.
Da? Asta este semnificația cuvântului beneficiu. Și e o altă carte foarte faimoasă, tradusă între timp în românește, într-o ediție foarte bună, despre beneficii al lui Seneca. De fapt, este despre binefaceri, dar cuvântul latinez le unește pe amândouă, ambele sensuri. Da? Pentru că, de fapt, interesul meu este să fiu bun și să fac bine. Acum, când folosesc aceste cuvinte, a fi bun și a face bine, mă refer la două aspecte. A face bine ce fac, dar interesul meu este să fac bine ce fac. Asta, tocmai toată lista pe care vă dădeam mai devreme, tot pomelnicul. Treceți a face bine prin tot pomelnicul de adineauri. Ce înseamnă a face bine pentru guvernant, ce înseamnă a face bine pentru cetățean, ce înseamnă a face bine pentru profesor, ce înseamnă a face bine pentru elev și așa mai departe. Înseamnă să te concentrezi pe ceea ce depinde de tine și pe felul în care poți să faci mai bine acel ceva pe care îl ai de făcut. Dar mai înseamnă a face bine celorlalți. Da? Și iarăși voi recurge la filozofia stoică, chiar văd că mult îi folosesc pe stoici astăzi, sunt in a stoic mood azi dimineață, de altfel trebuie să fim in a stoic mood când plouă în halul în care plouă afară, numai stoicismul ne salvează de depresie când plouă de zile întregi în halul ăsta. Bun. Spune Seneca, a trăi în conformitate cu natura umană, adică a fi bun, înseamnă să faci bine celorlalți. În viziunea lui Seneca, și evident nu doar a lui, a face bine este, ține cumva de însăși natura umană. Și acum revin la ce vă spuneam mai devreme. De ce este o întrebare bună pusă prost? Este o întrebare pe care ar trebui să o punem constant. Dom'le, ce interes am? Dar ce interes am să fac bine ce am de făcut? Ce interes am să citesc cu tare lucru, să văd ceva? Da? E foarte important să punem întrebarea asta. Să nu facem ceva fără să ne identificăm interesul în a face acel ceva. E fundamental. Noțiunea de a fi dezinteresat e foarte problematică. De fapt, se bazează pe o deformare a sensului de interes. Da, sigur, putem spune despre cineva că e dezinteresat, să spunem ceva foarte bun de fapt, că e generos, că e altruist, dar acest dezinteres e cumva pus în opoziție cu o semnificație dată cuvântului de interes care e greșită. Eu repet, e foarte important de fiecare dată să identificăm interesul nostru în ceea ce facem. Asta e foarte important și la asta servește întrebarea ce interes am. E o întrebare pe care trebuie să ne o punem la tot pasul, de mai multe ori pe zi. Da? Ce interes am în ceea ce fac sau în ceea ce citesc sau în ceea ce văd sau în întâlnirile pe care le am. Dar această întrebare e importantă pentru a identifica ceea ce este pentru mine în ceea ce fac, sau în persoana respectivă, sau în activitatea respectivă, sau ce-o fi. Da? E foarte important să identificăm cu ajutorul acestei întrebări acel interes în sensul pe care l-am definit. Da? De a face bine, de a fi bun. A fi bun nu se referă doar la bunătatea morală, ci se referă pur și simplu la excelența în ceea ce fac. Să fac bine ce fac, să fiu bun în ceea ce mi-am propus să fac. Și beneficiile vin întotdeauna. Dacă îți pui în mod inteligent această întrebare, ce interes am, și identifici interesul în sensul pe care l-am definit, beneficiile n-au cum să nu vină. Da? Să curgă cumva către cel care sau cea care își pune corect această întrebare și acționează în conformitate. Iată așadar că este, cum spuneam, mă repet, dar e foarte important și repetiția este o cheie în învățare. E o întrebare esențială, dar pe care cel mai adesea o punem prost. Și să ne dezvățăm de a o pune prost. Să învățăm a o pune constant
și bine. Acum, nu pot, mă rog, spre încheiere, că vreau să avem mai mult timp de discuție. Organizatorii au prevăzut 20 de minute vorbăria mea și după aia 5 minute întrebările, sau cum era? Nu, 25 și 5. Mai bine las mai multe minute pentru întrebări. Dar, am greșit foaia. Mă uitam pe formularul dumneavoastră de feedback. Și ce m-a frapat imediat, am deschis mapa și am văzut. Vă rugăm să acordați o notă fiecărui speaker pe o scară de la 5, foarte interesant, la deloc interesant. Vedeți că e același cuvânt, interes, folosit. Și acum, după ce v-am tot spus, acum e greu să mai puneți unul la ce v-am spus eu acum, pentru că, vă spuneam, ține foarte mult de optica celui care primește, da? De optica celui care ascultă sau de a găsi un interes în ce spune celălalt. Acum, drept să vă spun, e în sine interesant faptul că la o asemenea reuniune de business, uite, ați chemat un filozof, da? Sunt oarecum o nucă în perete și mă bucur că sunt o nucă în perete în contextul ăsta, pentru că cred că filozofia ne privește pe toți, da? Filozofia nu este o activitate pur speculativă, pur teoretică, e o chestiune de practică, de mod de viață. Și cred că e foarte important să descoperim, să aprofundăm această dimensiune. Ce interes am ar trebui să se decline și prin ce interes am pentru filozofie. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă un interes pentru filozofie. Filozofia este interesantă pentru că there is for me in it, adică interese, e ceva pentru fiecare dintre noi în această activitate intelectuală care, în mod normal, trebuie să ducă la o practică potrivită. Da? Filozofia înseamnă, în primul rând, mod de viață. Este o totală deviere de la sensul prim grecesc să vedem în filozofie o activitate pur speculativă și doar teoretică. Asta este o transformare modernă, de fapt, a filozofiei, care devine o activitate pentru profesori de filozofie. Da? La ce e bună filozofia? Pentru ca profesorii de filozofie să câștige un ban, nu? Să aibă un salariu. Da? Bun, cum spunea Schopenhauer, ăștia sunt oameni care trăiesc din filozofie, nu pentru filozofie. Ori este foarte important să redescoperim mereu sensul prim de un lucru eminamente interesant în sensul pe care l-am definit pentru fiecare dintre noi și apoi să practicăm, să punem în practică în viața noastră personală, profesională și să, cu ajutorul filozofiei, să găsim interes în ceea ce facem noi și în felul ăsta să dăm un sens vieții noastre. Mă opresc aici și aștept întrebări din partea dumneavoastră. Ne-ai luat prin surprindere. Vă invit să filozofăm împreună, ca să zic așa. Dacă sunteți un pic reticenți, o să încep eu. Recunosc, nu mi-a plăcut filozofia în școală. Nu era una din materiile mele preferate, însă aș vrea să vă întreb dacă mai avem timp pentru a filozofa în vremurile pe care le trăim acum. Evident că da. Asta mi-aduce aminte de o anecdotă cu Grigore Moisil, faimosul profesor de matematică. A fost întrebat odată de un jurnalist când face matematică. Și el, cu stilul lui foarte sfătos, așa, spune: matematica se face dimineața când te speli, dacă te speli. Matematica se face pe drum către slujbă, dacă mergi la slujbă. Și o ținea tot așa, întrebarea, adică
oricând, în metrou, în orice moment, cred că e timp pentru reflecție, pentru reflecția asupra noastră. Și aș spune chiar că filozofia este poate arta de a pune inteligent întrebarea ce interesam. Asta e o idee care mi-a venit acum, nu o pregătisem. Da? Poate că putem să o definim și în felul ăsta. Da? Și e vorba de privirea pe care o avem asupra lucrurilor. Spune Epictet, nu evenimentele ne afectează, ci opinia noastră despre evenimente. Da? Deci, e vorba de privirea pe care o avem asupra evenimentelor, lucrurilor din jurul nostru. Și la asta ne ajută filozofia, în sensul ăsta prim, antic, grecesc, diferit de cel modern, de activitate speculativă pentru profesori de filozofie care scriu cărți și obțin granturi și au un salariu pe baza asta. Totuși, nu că n-ar fi importante salariile, da. Dar totuși că ar trebui să existe și repere care să ne încurajeze să mergem spre această zonă. Da, acum chiar mi-ați servit-o ca în tenis. Evident că Fundația Paleologu e unul dintre reperele astea. Pare rău să spun asta, mă rog, să dau impresia că mă laud singur, dar de fapt nu mă laud doar pe mine, ci laud o întreagă echipă și alți profesori care alături de mine țin cursuri. Și sper să apară și alte inițiative de acest gen care să fie serioase. Da? Pentru că și aici interesul, bineînțeles, nu este să câștigi repede cât mai mulți bani și să vinzi tot felul de bazaconii. Da? Eu niciodată nu voi vinde ceva pentru că e la modă, că e în trend. Sub nicio formă. Pe mine mă cheamă paleologul, nu neologul. Da? Sunt un om care vorbește despre lucruri vechi, permanente și pentru că sunt esențiale, pentru că sunt importante. Dar în alminte spun cum era o veche formulă chinezească folosită de alminte și de Mao într-un scop evident ticălos, spunea 100 de flori să înflorească, 100 de școli să se dezvolte. Da? Foarte bine. Așa astea constituie, cred eu, posibile repere. Dar mai e un lucru, asta ține iarăși de noi să găsim reperele corecte. Și ține tot de întrebarea ce interes am pusă bine. Da? Pentru că, într-adevăr, și sunteți jurnalistă, da? Știți foarte bine că media creează, din păcate, un fel de ecran între repere și cei care caută repere. Da? Pentru că e enorm de multă dezinformare, enorm de mult jurnalism de proastă calitate. Că și jurnaliștii spun ce interes am să-mi fac profesia bună. Păi niciun interes. Da? Și de aia de ajungi la monstruozități. Vă văd că sunteți parțial de acord, dar aveți și unele rezerve. Sunt jurnaliști care își fac treaba cu adevărat foarte bine, dar nu sunt mulți. Da? Și atunci trebuie cu atât mai mult aplaudați și încurajați. Mai avem 6 minute jumate. Vă rog, întrebări. N-aveți niciun interes să puneți întrebări? Ok, atunci te-aș invita eu să dai un verdict. Cât de des ne spunem despre lipsa noi, de întrebări? Da. Și despre asta, dacă... Nu, să știți un lucru. Iertați-mă, nu vreau să vă cert sau să vă mustru, dar e ceva care iarăși ține de modul nostru de a fi. Eu am predat în Statele Unite. A fost prima mea experiență didactică de alminte care mi-a revelat mie însumi această vocație. Când puneam o întrebare, aproape toată lumea era cu mâna ridicată, fie că știau, fie că nu știau și în general nu prea știau, dar erau foarte doritori să spună. În România, invariabil, se întâmplă ca și acum. Bun, nu e nicio tragedie, să ne înțelegem. Cei care predau, doamna profesoară, la fel, știe că studenții nu sunt foarte participativi sau trebuie să-i foarte mult să-i încurajezi, lugu-lugu, până să ajungă să fie ceva mai îndrăzneți.
în Franța era cam la fel. Da? Țin minte că eram în cea mai bună clasă din Franța și Navara, să spun așa, și punea profesorul o întrebare. Noi nu răspundeam, ne uitam pe pereți, ne uitam afară după, mă rog, vrăbiuțe, ne căutam pixurile pe jos, dar nu răspundeam. Da? Și e vorba foarte mult de o chestiune de atitudine. Dar și nu întâmplător, din punctul ăsta de vedere, semănăm cu franțuzii, mă rog, în general semănăm la defecte cu ei. Da? Le-am preluat, sau mă rog. La fel, asta are legătură cu cultura feedback-ului. E un lucru care, din păcate, e foarte slab dezvoltat la noi, pentru că românul ce înțelege prin feedback? Critică. Ori nu-i deloc așa. Iarăși o să evoc studenții din America. Repet, ne fiind niște, neapărat niște lumini sau niște genii, dar aveau o anumită cultură a feedback-ului. Și asta ce înseamnă precis? Feedback-ul bun e cel care te ajută să identifici punctul tău tare. Ăsta e cu adevărat feedback util, care te ajută să crești. Nu feedback-ul care îți dă la joale și după aia te blochează. Da? Aveam, tocmai în Franța, profesori excepționali, extraordinari de inteligenți, cu o enormă cultură filozofică, umanistă, dar care în feedback-ul pe care ni-l dădeau, uneori ne blocau. Da? Mi-aduc aminte de câțiva în mod special, doi, unul de literatură franceză extraordinar de talentat, altul de filozofie și el foarte inteligent, foarte fin, profund, însă mi-aduc aminte ce îmi scria profesorul de franceză uneori pe lucrările mele, îmi scria așa, această lucrare este nedemnă de a fi notată. Sau, nu, domnule paleologu, nu păreți a înțelege că la sfârșitul acestui an veți avea un concurs cât se poate de serios. Sau, asemenea trivialități nu sunt acceptabile la nivelul dumneavoastră de studii sau la nivelul dumneavoastră intelectual. Bun, sunt chestii care evident te blochează. După ce am reușit concursul ăla despre care el spunea că nu, mă rog, nu l-am integrat, așa, și am reușit concursul și mă întâlnesc cu el pe stradă. Și mă întreabă, cum a mers la examen? Și am spus, cu mare satisfacție, evident, i-am spus, să știți, la franceză am avut 18 din 20. Asta e o notă, bun, sparge tavanul, efectiv. Cred că nici n-a mai fost altă notă așa mare. Și el îmi spune, eram sigur. Și stați puțin că îmi scriați pe cum se cheamă, pe lucrări, că asemenea trivialități nu sunt acceptabile, că, mă rog, tot ce v-am zis mai devreme, că nu, lucrarea mea nu e demnă de a fi notată, și el îmi spune, nu, asta era doar ca să vă motivez. Da? Bun, eu nu cred că este neapărat a funcționat în cazul meu, dar nu e, cred eu, maniera cea mai utilă de a da feedback și cred că e o chestiune care ține foarte mult de mentalitate. Noi acum mai avem foarte puțin, un minut 40 de secunde, însă ce am spus despre problema interesului și a avea interes are legătură, pe de o parte, cu filozofia noastră de viață, așa cum am spus în minutele de dinainte, dar mai are o legătură și cu mentalitatea, da? Care, mentalitatea românească. Acum, să ne înțelegem, nu suntem noi singurii pe lume așa cum suntem. Nu există excepționalism românesc nici în bine, nici în rău. Nu suntem nici inventatorii tuturor lucrurilor. Piramidele n-au fost făcute de daci, Germania, Deutschland nu e țara dacilor, dar nu suntem nici ultimii de pe planetă. Da? Dar problema interesului, bineînțeles, are evident o legătură și cu problema mentalității. Da? Problemă pe care evident că o experimentați fiecare dintre dumneavoastră și ca cetățeni, și ca angajați sau angajatori, și ca jurnaliști, da? Ne lovim mereu de aceleași probleme. Mă gândeam în timp ce discutați cum
putem lega filozofia de business, pentru că în business, dacă ești prea filozof... Filozof rămâne. Am înțeles. Asta e prima întrebare. Și cum o putem promova mai mult? Pentru că, cu siguranță, sunt câteva beneficii. Sunt multe beneficii în spatele filozofiei. Ok. Legătura între filozofie și business. Aici ar fi multe modalități de a răspunde și nu avem destul timp. Câteva idei care îmi trec pe moment prin minte. Adam Smith. El nu este doar autorul cărții fundamentale The Wealth of Nations. El este și autorul unei cărți mult mai puțin citite, dar la fel de bună, și anume A Theory of Moral Sentiments. Și ele trebuie, după părerea mea, citite împreună. Bun, acum eu știu că la ASE nu se citește niciuna, nici alta. Fiul meu a făcut ASE-ul, e incredibil, nu se citește economie la ASE, se face orice altceva, dar nu citesc clasicii. Da? Doar așa, la doctrine economice, dar nu-i destul, trebuie să înțelegi într-adevăr gândirea lui Schumpeter, gândirea lui Friedman sau a lui Hayek, și acolo e filozofie implicită. Da? Pe de altă parte, ce spun, întrebarea, așa cum era formulată, trimitea din nou către acea semnificație a cuvântului filozof, care e una tocmai degradată. Da? Ideea că un filozof e un om fără simțul realității, că doar speculează și e genul de om care dă în gropi. Da? E faimoasa poveste cu Tales, care uitându-se la cer cade într-o groapă. Da? În folclorul românesc avem tot felul de proverbe despre cum sunt filozofii. Cel mai mult îmi place proverbul filozoful când se însoară peste cea mai nebună dă. E superb proverbul ăsta. Da? La asta se referă semnificația pe care o dădeați dumneavoastră acestui cuvântului. Pe de altă parte, cred că e nevoie de filozofi în business, de o anumită, de filozofi care nu încearcă doar să speculeze, ci să clarifice concepte. Multe greșeli vin din negândire critică. Da? E foarte la modă termenul de gândire critică, de parcă ar fi o noutate. Nu, gândirea critică începe în, tot așa, în Grecia, sigur, că există evoluții paralele și în alte culturi. Mă gândesc, de exemplu, la Confucius, da? Care este întrebat ce să facem ca să nu mai fie atâta zăpăceală în țară, și el spune un dicționar. Un dicționar, adică să ne înțelegem asupra sensurilor cuvintelor. Un prim pas în gândire critică este definirea precisă a termenilor, și asta ajută foarte mult. Ambiguitatea cuvintelor, neclaritatea noțiunilor este una dintre sursele majore pentru greșeli de gândire. Între altele, la ce folosește filozofia înțeleasă în felul ăsta? La a evita greșeli de gândire, a ne clarifica gândirea. Da? Ori lucrul ăsta e foarte important. Da? Multă zăpăceală, multe pierderi provin din gândire confuză. Fără a mai vorbi că, pe de altă parte, filozofia poate, cred eu, să contribuie și la ameliorarea relațiilor între oameni. Atunci când îi ajuți să-și identifice, cum spuneam eu mai devreme, bine interesul lor, să vadă ce este in it for them. Bun, am vorbit prea mult și nu vreau să mă deteste următorul vorbitor.